Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Gest extrem al unei femei din Cătunele. Soț și soție morți într-un accident la Pielești, în Dolj. Cojocarul a fost prezentat oficial. O femeie în vârstă de 38 de ani a încercat să se sinucidă prin autoincendiere. Incidentul a avut loc miercuri în comuna Cătunele. Aceasta a fost transportată la spitalul din Motru, iar mai apoi a fost transferată la spitalul de Arș din București. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții IPJ Gorj, femeia care și-ar fi turnat diluan pe față și-a dat foc în urma unor neînțelegeri familiale. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie de 38 de ani din localitatea Cătunele ar fi încercat să se sinucidă prin autoincendiere. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, femeia fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Femeia a suferit arsuri de gradul 2/3 la nivelul feței, gâtului și toracelui anterior. Accident cumplit pe raza localității Pielești din județul Dolj. Două persoane și-au pierdut viața în urma impactului puternic dintre o mașină și un tir. Potrivit polițiștilor dolceni, un bărbat de 60 de ani din Craiova a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, unde a fost lovit de un tir și proiectat în afara părții carosabile. În urma impactului, atât șoferul cât și soția sa, în vârstă de 51 de ani, pasagera din dreapta, au fost declarați decedați după ce le-au fost efectuate manevrele de resuscitare, însă nu au putut fi salvați. Tirul era condus de un bărbat de 49 de ani din comuna Drăguțești, Gorj. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Un alt accident rutier a avut loc joi dimineață pe DN7 în localitatea Milcoiu, județul Vâlcea. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii într-o curbă și a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții IPJ Vâlcea, șoferul responsabil de producerea accidentului nu a ținut cont de carosabilul umed, a pătruns pe contrasens și a lovit un alt autoturism care circula regulamentar din sensul opus. În urma accidentului, o femeie a fost transportată la spital cu traumatism la coloană și membrele superioare. O ambulanță SAJ și o auto specială de stingere cu modul de descarcerare au intervenit la fața locului. Polițiștii au făcut verificări la centrele de colectare care se ocupă cu strângerea materialelor feroase sau neferoase. Astfel, în cadrul acțiunilor pe această linie, au fost verificate 23 de puncte de colectare din Gorj. Au fost aplicate 3 sancțiuni în valoare totală de 8.000 de lei și confiscate aproximativ 90 de kilograme de aluminiu și 50 de kilograme de cupru. Cu ocazia controalelor efectuate, polițiștii au verificat 23 de puncte de colectare materiale feroase și neferoase, fiind aplicate 3 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legii numărul 12 din 1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite în valoare de 8.000 de lei. Totodată, polițiștii au confiscat cantitatea de 94 kg de aluminiu și 49 kg de cupru. În cadrul aceleiași acțiuni au mai fost verificate 8 stații de cale ferată și 4 trenuri destinate transportului de persoane. CheckBank a virat la 17.000 de pensionari dolgeni pensii diminuate. Potrivit conducerii băncii, totul s-a întâmplat din cauza unei erori informatice. Practic, pensionarii care au cardul la banca de stat amintită s-au trezit că li s-au virat în conturi pensiile la nivelul lunii august, adică aceștia primiseră în conturi pensiile la nivelul avut înainte de majorarea punctului de pensie care a intrat în vigoare la data de 1 septembrie. Potrivit reprezentanților sucursalei doljene, încă de miercuri seara au fost luate măsurile de remediere a acestei erori, iar situația în conturile clienților s-a reglat. Așadar, pensionarii au primit în conturi diferența de bani aferentă pensiei fiecare. Primăria municipiului Târgu Jiu a obținut finanțare pentru 2 proiecte importante pentru cetățeni. Este vorba despre înființarea unei zone de agrement în cartierul Narciselor și a unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Ambele investiții vor fi realizate din fonduri europene.
Primul proiect vizează achiziționarea 4 stații de reîncărcare pentru mașinile electrice. Acestea vor fi montate în Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, pe strada Plevnei, Bulevardul Nicolae Titulescu și insulița de pe Jiu. Investiția se ridică la 1 milion de lei. Luni a fost semnat la București primul proiect de 1 milion de lei, 10 miliarde de lei vechi, pentru dotarea cu 4 stații de încărcare electrice pentru mașinile care sunt astăzi cumpărate de către cetățenii municipiului Târgu Jiu și societățile comerciale și de pentru cetățenii care vor cumpăra în viitor aceste mașini cu alimentare electrică. Sunt 4 stații în valoare de 1 milion de lei. Cel de-al doilea proiect vizează amenajarea în cartierul Narciselor a unei zone de agrement care cuprinde loc de joacă pentru copii, amfiteatru, spațiu de închiriere biciclete și alei pietonale. Investiția se ridică la 3 milioane de euro. Ieri la Craiova am semnat un proiect în valoare de 3 milioane de euro pentru amenajarea zonei de agrement din zona Narciselor. Este acea zonă pe care am preluat-o de la Ministerul Apărării și care prevede, în primul rând, amenajarea unui parc de agrement, așa cum vă spuneam, în valoare de 3 milioane de euro. Ulterior, prin ministerele de resort și din bugetul local, am luat în calcul construirea unor blocuri sociale ANL sau blocuri pentru angajații din armată, sănătate și învățământ. În decursul anului, Primăria Municipiului Târgu Jiu a accesat proiecte pe fonduri europene în valoare de 60 de milioane de euro. Refuzul lui Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă a stârnit reacții diferite ale oamenilor politici din Gorj. PSD-iștii spun că actualul președinte se teme de contracandidata sa, în timp ce liberalii sunt de părere că între cei doi există o prăpastie prea mare pentru o confruntare televizată. Socialdemocratul Luis Popa i-a reamintit lui Iohannis că în 2014 l-a numit arogant pe Victor Ponta pentru că refuza dezbaterile politice. În cele din urmă, cei doi pretendenți la președinția țării s-au întâlnit în 2 emisiuni electorale. În același timp, eu aștept să văd la nivel național acea dezbatere între actualul președinte și doamna Dăncilă, deoarece așa mi se pare normal în momentul în care respecti electoratul, indiferent că este de stânga, de dreapta, indiferent ce opțiune are acest electorat, trebuie să existe o astfel de dezbatere electorală. În anul 2014, domnul Iohannis l-a acuzat pe domnul Ponta exact de același lucru pe care el astăzi le scoate în față. Practic, în 2014 arăta cu degetul către Victor Ponta, iar în prezent se ascunde după Cireș și nu are curajul să iese la o dezbatere cu doamna Dăncilă. Sau poate este frică că în numai aceste dezbateri se va demonstra cine este bărbatul în politică și cine este femeia. Președintele PNL Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a fost acid la adresa candidatului PSD Viorica Dăncilă. Edilul din Târgu Jiu a propus o dezbatere în limbi de circulație internațională, deoarece consideră că lidera PSD-ului are probleme cu limba maternă. Mie mi-ar fi foarte greu să intru într-o dezbatere cu doamna Dăncilă. Exact ceea ce spunea unii, dacă aș accepta o dezbatere, aș accepta în una dintre limbile internaționale, ori în franceză, ori în engleză, ori în germană, ori în câteva limbi de circulație internațională pe care domnul Iohannis le cunoaște foarte bine. În limba română chiar m-aș compromite să vorbesc cu doamna Dăncilă, pentru că dânsa nu prea cunoaște, nu ne cunoaște limba noastră națională, așa că poate cunoaște mai bine limbile străine. Totuși, o dezbatere electorală între cei doi candidați ar putea avea loc săptămâna viitoare. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj va beneficia de lucrări de reparații. Este nevoie de reparații curente la acoperișul clădirii. Imobilul se află în pericol să fie afectat de intemperii dacă nu va fi reparat acoperișul. De asemenea, au fost alocate fonduri pentru modernizarea instalației sanitare a clădirii în care își desfășoară activitatea Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj. Lucrările vor debuta în perioada următoare. Uzina de agent termic și alimentare cu apă din Motru îndeplinește în momentul de față toate condițiile pentru ieșirea din insolvență. Este opinia primarului din Motru, Gigel Gianu. Totul depinde însă de administratorul financiar, care poate solicita instanței de judecată prelungirea cu un an a insolvenței pentru furnizorul de agent termic și apă caldă din municipiul Motru. După cum a declarat primarul din Motru, Gigel Gianu, uzina de agent termic și alimentare cu apă și-a respectat planul de plată a datoriilor aprobat de judecătorul sindic. De asemenea, este echilibrată din punct de vedere financiar, având de recuperat sume importante de bani, în special de la asociațiile de proprietari din oraș. Este vorba de 17 asociații
asociații de proprietari care datorează peste 18 milioane de lei către operatorul de servicii din localitate. Programul Minimis Lână pentru anul 2019 a ajuns la final. 132 de crescători de ovine gorjeni vor beneficia de sprijinul financiar oferit de către stat. Fermierii au reușit să comercializeze cantitatea de aproximativ 250 de tone de lână. Sprijinul acordat este de 2 lei pe kilogram. S-a încheiat perioada de punere a documentațiilor în ceea ce privește programul de lână. În județul Gorj avem la final 132 de beneficiari ai programului de lână prin care se acordă cei 2 lei pe kilogramul de lână. 249.956 de kilograme de lână au fost date către centrele de colectare, astfel încât vor trebui decontați de la bugetul Ministerului Agriculturii către beneficiarii din Gorj o sumă de 499.912 lei. Subvenția la lână acordată crescătorilor de ovine a crescut de la 1 leu pe kilogram la 2 lei în luna iulie a acestui an. Primăria din Baia de Fier a inițiat procedurile pentru concretizarea investiției care vizează asfaltarea străzilor din stațiunea Rânca. Au fost alocate fonduri pentru elaborarea proiectului tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții, modernizare, drumuri stradale, zona turistică montană Rânca, Corneșu Mare, comuna Baia de Fier. Cabanierii din Rânca așteaptă de ani de zile asfalt pe străzile interioare din stațiune. Este nevoie ca și primăria Novaci să înceapă un program similar de asfaltare pe zona din Rânca pe care o administrează. Lucrările de asfaltare la Rânca vor fi demarate în zona administrată de Baia de Fier, cel mai probabil în vara anului viitor. Autoritățile din Stejari vor construi o grădiniță nouă cu fonduri europene. Primarul din Stejari, Robert Păiuș, a declarat că investiția are o valoare de peste 250.000 de euro. Prima tranșă din finanțare a sosit deja în conturile primăriei. Grădinița va fi construită de la zero și va fi dotată în mod corespunzător. Lucrările ar putea fi demarate în primăvara anului viitor. Proiectul a fost redepus pentru finanțare în anul 2016 și aprobat în 2017. Antrenorul Călin Cojocaru a fost prezentat oficial la Pandurii Târgu Jiu. Tehnicianul timișoran speră să obțină cât mai multe puncte până la finalul anului. În vârstă de 40 de ani, noul principal vine după experiențe la AGS Poli Timișoara, Național Sebi sau Millennium Giarmata. Ultima dată s-a aflat la cârma formației CSM Lugoș, care a retrogradat în Liga 3-a. Cojocaru spune că îi cunoaște pe cei mai mulți dintre componenții lotului și vrea ca echipa să fie pragmatică. Știu că suntem într-un moment dificil, nu vreau să mă plâng de lucrul ăsta, cunosc pe majoritatea băieților, avem de muncă, eu mai ales de la meciurile care au mai rămas, aștept să scoatem puncte. Mă interesează mai puțin jocul. Vreau să-i capacitez să fim o familie, o echipă și prin muncă să obținem puncte. Jocul acum mai puțin ne interesează. Clar că pe viitor trebuie să jucăm și bine să scoatem puncte, dar că nu se poate altfel, dar pe moment cele mai importante sunt punctele. Cojocaru crede în minuni și spune că a mai lucrat în condiții deosebite. În primul rând, în anul trecut, în aceeași perioadă, am preluat pe Poli Timișoara. După 14 meciuri au făcut un singur punct. Mai erau tot așa 6 etape și vreau să vin acasă la Timișoara și i-am preluat, iar în cele 6 etape am reușit să facem 5 puncte cu un lot, zic eu, numeric mult mai slab și același lucru m-am gândit și acum. Deci știam pe băieți, cum am spus, mă repet, și am încredere că putem să facem lucruri bune împreună. Noul antrenor va sta pe banca tehnică a echipei sâmbătă, când formația noastră se deplasează la Rapid. CSM Târgu Jiu a furnizat prima surpriză a sezonului. Echipa de handbal a făcut un meci mare la Târgu Jiu și a învins liderul seriei, Dacia Mioveni.
Fetele lui Liviu Andrei și-au bifat al patrulea succes consecutiv, dar cel mai important de până acum, câștigând în fața unei echipe neînvinse. Argeșencele aveau 8 victorii din tot atâtea dispute, dar s-au împiedicat la Târgu Jiu de o echipă determinată și de un public superb. Gazdele s-au aflat mereu la conducerea jocului, s-au desprins la 4 goluri în mitanul secund 20-16 și chiar dacă liderul s-a apropiat la 21-20 în minutul 58, tinerele jucătoare ale CSM-ului au dat dovadă de maturitate, au conservat avantajul, iar meciul s-a terminat 23-21. Antrenorul Liviu Andrieș a declarat că victoria aparține întregii echipe și spectatorilor prezenți în număr mare la sala sporturilor. Ne-am început să ne aducem aminte de lucrurile frumoase care se întâmplau înainte cu energia. Da, spectatorii au fost în număr mare și au susținut, au și avut ce să susțină și secretul a fost până la urmă determinarea fetelor și apărarea și, bineînțeles, poarta care Dumansca Marina a făcut un meci nemaipomenit. Clar este o surpriză, pentru că ținând cont de valoarea atât a jucătoarelor cât și a bugetului celor două echipe, este chiar o mare, mare surpriză. Dar până la urmă, în momentul când îți dorești și crezi în ceea ce faci, a dovedit că am putut să înfrângem o echipă care, într-adevăr, ne este superioară în toate punctele de vedere. Ucrainianca Zina Tulina a fost cea mai bună marcatoare a meciului cu 9 goluri, iar Diaconescu și Mădălina Olariu au punctat de câte 5 ori. Stanca și Andreea Olariu și-au adus aportul la victorie cu câte 2 reușite. În următoarea etapă, formația noastră se deplasează la Ploiești pentru confruntarea cu Activ Prahova. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!